Alerta a fost dată la 112 puțin după ora 21. Incendiul declanșat la o casă de pe strada Mărășești din Eforie Nord se manifesta cu flăcări mari și degajări uriașe de fum. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea cu 3 mașini de stingere cu apă și spumă. La locul solicitării, incendiul se manifesta la o casă de aproximativ 80 de metri pătrați, aceasta fiind afectată de flăcări în proporție de 40% și de fum în proporție de 100%. De asemenea, la fața locului au fost trimise și mai multe ambulanțe SMURD și SAJ. O victimă decedată carbonizată, a doua victimă conștientă cu arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului, a treia conștientă cu arsuri pe 70% din suprafața corpului și a patra intoxicată cu fum hipertensivă. Poliția investighează cauzele exacte ale declanșării incendiului. Martorii adunați în număr mare pe stradă spuneau că familia se luase la ceartă, iar unul dintre bărbați aruncase la nervi o sticlă cu benzină în centrală. Cel decedat e un tânăr de 31 de ani, vecin. La vederea flăcărilor a sărit să scoată din foc victimele. El însă nu a mai avut putere să se salveze.